celebrul interlop Romeo Ursu, cunoscut drept Genică Boenic, a fost reținut și adus în țară. Acesta se sustrăgea executării unei pedepse și devenise unul dintre cei mai căutați români. Acesta a atras atenția prin postări pe rețelele sociale în care ironiza pe oamenii legii. Genică a fost dat în urmărire internațională pentru înșelăciuni cu terenuri. Tot el ar fi fost și liderul unei grupări care se ocupa cu falsificarea cardurilor bancare. De-a lungul anilor, Ursu i-a sfidat pe oamenii legii postând fotografii și filmulețe din Iordania, în timp ce era la piscină.